Pentru astăzi, vreau să vă explic cum se tratează afecțiunile coloane vertebrale prin terapia craniosacrală. Evaluez sistemul craniosacral și asist la tendința naturală de recorectare. Susțin și creez o ușoară mobilizare a restricțiilor din diafragma pelviană. Acestea, treptat, încep să se elasticizeze, elibereze și începe să existe mișcare, care aduce un flux sanguin bogat și hrănitor și astfel îmbunătățește funcția diafragmei. Mobilizez sacrumul din articulația sacroiliacă, comprimând median crestele iliace. Aceasta va ajuta în multe disfuncții, afectarea nervilor spinali, sciatică, dureri de picioare în bazin, afectarea vezicii urinare, chiar și a aparatului genital. Pentru a mobiliza osul sacru, am intenția de a decomprima sacrumul față de vertebra lombară 5. Susținând sacrumul, evaluez rezistența din articulația cu L5 și mobilizez ușor până când acesta devine mai flexibil. Aceasta ajută la tratarea afecțiunilor măduvei osoase, traumatisme ale coloanei, disfuncții postchirurgicale, lombosciatică și multe afecțiuni ale coloane vertebrale din această zonă. Acum utilizez sacrumul pentru evaluarea și mobilizarea tubului dural, membrana care îmbracă măduva osoasă de la craniu până la coccis. Mobilizez tubul dural din interiorul coloanei vertebrale care eliberează tensiunile din rădăcinile nervilor spinali care ies din ea. Încurajez mișcarea de legănare ușoară între terminațiile tubului dural și utilizez ritmul craniosacral. Această mobilizare îmbunătățește fluxul cerebrospinal și eliberează restricțiile din membrană și coloană. Mobilizează nervii spinali și reduc inflamația nervoasă. În tratarea scoliozei sunt unele cazuri de scolioză unde cauza este în sistemul craniosacral. Adeseori tubul dural, membrana, coboară pe canalul vertebral și prezintă o răsucire care poate fi detectată de timpuriu. Coloana vertebrală rezistă la răsuciri cât de mult poate, dar uneori, încă din perioada pubertății, coloana vertebrală începe să se răsucească ca răspuns la membrana răsucită. Această situație reprezintă începutul scoliozei. O altă cauză este traumatismul sacrului, însemnând o căzătură, lovitură și așa el se răsucește, cauzând răsucirea să urce pe coloana vertebrală într-o manieră compensatorie. Membrana răsucindu-se în canalul coloanei vertebrale, se micșorează deschiderile prin care rădăcine nervilor ies și pot apărea inflamații, dureri și multe alte probleme ale măduvei spinării. Atunci când situația normală din pelvis, sacru și coloană este corectată, efectul de echilibru se simte local cât și în partea superioară a coloanei cervicale și capului. Se reordonează întregul corp, eliberând cauza, efectul dispare. Odată ce se relaxează musculatura, articulațiile și întregul corp, clientul poate retrăi emoțional momentul în care trauma s-a produs sau corpul reexperimentează pe măsura eliberării acesteia din țesuturi, o traumă anterioară sau un traumatism.